Orașul Bacău este presărat de gropi uitate de echipele care au intervenit pe rețelele de utilități. Muncitorii sapă pe spațiul public, sudează conductele, își strâng bagajele și pleacă. În urma lor rămân găuri căscate în asfalt sau pe spațiul verde. Locatarii nici măcar nu știu pe cine să considere responsabil pentru această situație. Muncitorii poartă salopete cu denumirile firmelor pe la care au lucrat. Când sunt întrebați cine este angajatorul lor actual, refuză să îi dezvăluie numele. Așa li s-a întâmplat locatarilor de pe strada Alecu Rus. Între blocurile cu numerele 33 și 35 se află o astfel de groapă uitată de două săptămâni. Acum vreo două săptămâni au venit, au săpat aici cu excavatorul, au venit vreo doi oameni a doua zi, a sudat 10 cm de țavă, o țavă tipă 2-3 țori, că mă pricep și eu așa puțin, cât de cât, și a zis, bă, doamne, vine și o pune înapoi. Dacă trece un copil, trece cineva pe aici, nici nu se știe cum poate să caudă, ca din gaura asta. Noi îi rugăm pe ăștia, doamne, veniți, acui săvile astea, faceți ceva cu ele, să astupăm gaura asta. Na, copiii, mai ales aici, școala 20, vin în fiecare dimineață, sute de copii vin la școală. Nu se poate chiar așa ceva, doamne, două săptămâni lăsați de ișbeli și așa, chiar nu există așa ceva, nu știu. Și cel care are magazia aici, e groapa în fața ușii, ce face? E, omul sare pe acolo, știi, groapă, mai intră pe magazin, iar pleacă, ne? Omul plătește degeaba acolo la garajul, na, că doar garajii plătiți. În groapă a căzut deja un cățel, iar stăpânul lui a fost nevoit să intre în apă până la genunchi pentru a-l scoate dintre țevi. Dalele de piatră care au acoperit canalul la care s-a lucrat zac aruncate pe spațiul verde de lângă bloc. O situație asemănătoare, dar cu o vechime mult mai mare, se întâlnește pe strada aeroportului. Aici au avut loc în toamnă lucrări de branșare a unei societăți la sistemul de termoficare. Totul a început târziu, aproape în prag de iarnă. Gerul și zăpada nu au permis terminarea lucrărilor. O groapă imensă lasă să se vadă conductele de termoficare și vanele de pe acestea. De cât timp este groapa aceasta aici? E anul trecut. E anul trecut. Are un an de zile. Cine a lucrat aici? Cetul. E lucrarea Cetului Bacău. Au fost spărturi. Uite, de aici s-au făcut. Au fost spărturi. Dar e și cu probleme. Instalația e veche. Au mai schimbat tronsoane. S-au mai făcut așa, dar puțin. Nu... Știți cum se lucrează la noi? Ca dorel. Se sparge, se împrejmuiește și după aia se uită de ea. Ați văzut și accidentul cu copiii de la care s-a neîmprejmuită zona, s-au dus și au murit. Și aici, noaptea, nefiind, văd că zona nu este luminată deloc. Poate oricine să cade să se lovească. Nu doar străzile și aleile au de suferit, ci și spațiul verde. În urmă cu câteva zile, Trustul Media Deșteptarea a semnalat o astfel de situație de pe strada Trandafirilor. Grădina la care conducerea Asociației de Proprietari Trandafirilor muncea de 5 ani a fost devastată de o echipă de intervenție de la CET. Președintele asociației a cerut ajutorul presei pentru a sensibiliza autoritățile. După apariția materialelor de presă, Primăria Bacău a atenționat firmele care efectuează lucrări pe rețelele de utilități să aducă terenul la stadiul inițial. În caz contrar, acestea riscă amenzi de 2000 de lei.